Mai pe așa le... Iată, filmul voi împărți în două din cauze tehnice. Aici am adăugat acum încă 700 de mililitri de apă. Tati! Da, încă nu dăm drumul, imediat dăm drumul. Și vom mai mixa un minut, voi reveni. Aici, repede. Hei, nenea! Iată, continuăm. Și e gata și mixura de uleiuri esențiale. Aici ce avem? Deci punem prima la 300 de mililitri de apă. Deschid-o, tati! O deschidem imediat. Punem 300 de mililitri de apă, 4 picături lemon gras, 2 mililitri cimbrișor și 10 mililitri teatri, pe care o mixăm 5 minute. După care, da, tati, după care adăugăm 700 de mililitri de apă și mixăm. Bun, asta o să o adăugăm imediat. Între timp... Cu coți? Da, stai că trebuie să mai zic ceva. Între timp a mai apărut un ingredient, vedeți aici avem un borcan cu ceai. Stai să-i zic lui nenea ce am de zis și după aia spui și tu. Aici avem un ceai. El este făcut cu două zile în urmă, când am făcut prima rețetă, din care vom adăuga aproximativ 25 de mililitri direct în siropul gata făcut. Aici, cum se face acest ceai, se pune un litru. E bun polenul, tati? Se pune un litru de apă la foc, se lasă să fiarbă, când începe să fiarbă se oprește focul și se pune 7 grame de pelin uscat, care se lasă la infuzat 20 de minute, 30, în funcție de fiecare. Acum vom începe să adăugăm ingredientele în sirop. Prima dată mai răcesc un pic... Acest sirop nu este fierbinte, e doar călduț, dar eu prefer să-i mai răcesc la maxim. Amestec că tati să răcească. Îmi pui ăla acum. Punem și ăla, da, dar amestec aici bine să-ți fie rece, tati. Amestecă. Așa, între timp o să punem ceaiul, zic tati. Amestecă că pun ceaiul. Și aici avem o siringă de 20 de mililitri, îi s-au șters gradațiile. Poți să-l pun! Da, te las, tati, să-l pui. Stai să vedem dacă funcționează. Dar cu acu ce faci? Păi ia, tati, de aici ceaiul și punem acolo. Dar cu acu ce face ăla? Fără ac, aici nu avem nevoie de ac. Da, bine. Deci pun o siringă din aceasta de... Ia. Mersi. Pune-l acolo. În sirop. Așa. Așa. Mai trebuie una. Da, mai punem numai un pic. Mai pot să pun și eu. Aproximativ 5 mililitri. Eu vreau să-l pun. Nu. Ia. Deci în total 25 de mililitri de ceai din acesta. Eu îl păstrez la frigider și când am nevoie de el îl voi folosi de acum încolo la toate mixurile. Bagă toate acolo. Bagă-l acolo. Pinge. Nu-l băga în sirop. Ridică sus și de aici apas. Ha? Așa. Hai, pas. E gata? Nu e puțin. Bun. Gata. Am terminat și cu asta. Andrei a pus ceaiul. Și mai mâncă polen între timp. Se nu pierde timp. Nu? Tati, nu-i voie să pierdem timpul, așa-i? Da, cu delul tati să amestec un pic. Ajută-mă și tu ține de lingură. Așa. Așa repede. Așa repede. Încet că dăm afară, încet. Da, acum stai cu minte să punem și mixura. Adăugăm și această mixură. Toată o adăugăm, adică un litru de mixură la 10 litri, la 9 litri de lichid. Nu. Stai, tati, că dai pe jos așa. Acum lasă-l pe tati că ăsta-i arde, da? Ușor. De acum ușor că ăsta-i... E? Cum e? Miroase puternic? Mm-mm. Nu simți?
Cum miroase? Alb. Miroase alb, adică are culoare albă, da? Ușor că dăm pe jos și atunci se supără albinuții, adică nu are mâncare. Putină? Da. Deci vom repeta. E gata acest sirop pentru a da pe rame. Ce avem aici? Avem 4 kg de zahăr, apă, mixură și făcută. Și mai încet. Da, încet. Și mixură făcută din... Și mai încet. Na, liniște, să pot vorbi. Deci 10 ml de teatri, 2 ml cimbrișor și 4 picături de lemon gras preparat în mixură, cum ați văzut în film. Cam atât. Noi mai omogenizăm un pic. Până la următorul film, numai bine. Zi, la revedere, lunenea. La revedere, lunenea! Păi zi tu la revedere și fă cu mână. Așa.